de sâmbătă seara în dispozitiv de campanie. Să știți că suntem foarte ambiționați de ceea ce s-a întâmplat. Consider că mai mult decât atât vom obține un scor foarte bun la aceste alegeri, pentru că acum nu avem altceva de făcut decât să arătăm că ceea ce am făcut noi a fost bine, că noi ne-am gândit în primul rând la cetățeni și la cetățenii acestui județ, dacă este să ne raportăm pe diferite domenii, pe infrastructură, pe sănătate, și trebuie să intrăm în contact cât mai mult cu oamenii. Și din acest motiv și doamna Moager astăzi a fost pe colegiul dumneaei, noi încă suntem structurați pe colegii, a fost pe colegiul dumneaei, a discutat cu oamenii, a discutat cu membrii noștri de partid și feedback-ul este unul pozitiv, dacă mă întrebați pe mine. Și aseară am fost abordată de către o doamnă care chiar m-a întrebat la supermarketul din zona în care locuiesc ce facem acum, trebuie să luptăm mult mai tare să arătăm ceea ce s-a întâmplat, că nu este un lucru bun pentru țară. Deci, eu chiar cred că vom avea un scor foarte, foarte bun la aceste alegeri. De Brahova. Considerați că de Brahova. Ce înseamnă doamna Dăncilă va ajunge în turul 2? Sunt sigur că doamna Dăncilă va ajunge în turul 2. Cu Barna sau cu Nu, consider că domnul Iohannis va ajunge de asemenea în turul 2. Ce înseamnă foarte, foarte bun? Ce înseamnă foarte, foarte bun? Mult mai bun ca cel de la Europarlamentar. Pe Prahova, cu 3, cu 4, cu minus. Totuși aș vrea să ne păstrăm decența. Și de ce, cu ce am fost indecentă? Nu, cu scorul cu 4. Nu. Haideți să fim oameni serioși și echilibrați. Eu cred că undeva în jur la 30% noi putem obține pe ceea ce înseamnă vot politic în județul Prahova.